Consiliul Județean Hunedoara a luat atitudine cu privire la o serie de informații apărute în presa locală legate de achiziționarea prin licitație publică a unui număr de 10.000 de pixuri și 10.000 de odorizante, care, potrivit articolului dintr-o publicație online, urmau să fie folosite în scop electoral. Instituția județeană consideră că informațiile făcute publice sunt denigratoare, lipsite de fond, fiind lansate doar cu scopul de a implica administrația județeană în jocurile electorale care au început la nivelul județului Hunedoara. Achiziția obiectelor personalizate despre care se insinuează că vor fi utilizate de Consiliul Județean Hunedoara se realizează în baza unui parteneriat în educație și prevenirea faptelor de corupție încheiat în data de 29 septembrie 2011 între Consiliul Județean Hunedoara și Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și prezintă un suport pentru activitățile de promovare a mesajelor anticorupție. În baza parteneriatului amintit, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara a solicitat sprijin pentru realizarea unor materiale constând în 10.000 de pixuri și 10.000 de odorizante. Așadar, pixurile și odorizantele auto care fac obiectul acestei achiziții nu sunt destinate uzului intern al Consiliului Județean Hunedoara, ci vor fi predate pe bază de proces verbal ofițerilor DGA. Considerăm că modul în care a fost prezentată această achiziție, fără a se solicita un punct de vedere din partea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara, nu face decât să denigreze activitatea de zi cu zi a instituției noastre, a Serviciului de Achiziții Publice, a președintelui Laurențiu Nistor și a echipei de conducere și de a implica administrația județeană în jocurile electorale care au început la nivelul județului Hunedoara. Modul iresponsabil în care autoarea materialului insinuează că această achiziție ar avea legătură cu campania electorală, precum și folosirea numelui șefului instituției în acest context, va fi clarificat în instanță. Consiliul Județean Hunedoara nu va permite numele unei libertăți prost înțeleasă să fie târât în luptele politice coordonate în chicinetele adversarilor politici, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Hunedoara.